Pentru a avea un an plin de noroc și bunăstare, noaptea de Revelion este bine să aveți bani în buzunar. De asemenea, tradiția spune că este bine să aveți o haină nouă, în special luna roșie, dacă se poate. Totodată se spune că la miezul nopții ușile trebuie deschise, pentru ca noul an să intre în casă, iar cel vechi să iasă. Revelionul este momentul în care ne readucem aminte o parte din obiceiurile împământenite despre ce este bine și ce nu este bine să faci în noaptea dintre ani. În noaptea de Revelion se schimbă vechiul cu noul. Anul bătrân este înlocuit cu unul nou tânăr, iar dorințele pentru bunăstare, fericire și sănătate se regăsesc în cazul fiecăruia dintre noi. Unii își pun bani în buzunare în noaptea de Revelion, alții poartă haine despre care cred că alungă necazurile și ghinionul. Superstițiile sunt multe, dar câteva sunt extrem de populare, cum ar fi bani în buzunar sau hainele de culoare roșie. Există însă și oameni care nu cred în amulete, ritualuri și ideea că trebuie făcut așa pentru că e bine. Ce știți despre superstițiile din noaptea de Revelion? Ce ar trebui să facem ca să ne meargă bine în anul următor? Să fim optimiști, e cea mai bună soluție, și să fim încrezătorii noi înșiși, nu în alții și ce spune, că numai cel de sus știe ce se întâmplă deocamdată. Știți că foarte mulți merg pe ideea că trebuie să avem bani în buzunar, să avem ceva nou? Astea sunt obiceiuri din bătrâni, care unii le respectă, alții nu, depinde și de posibilitățile materiale și așa mai departe. Se spune că e bine să aveți bani, să purtați ceva roșu? Probabil, nu știu sigur. Nu aveți nicio superstiție? Nu. Da, superstiții, da? Se poartă. Usturoiul, mă zonă care zice că aduce și usturoi, o babă de usturoi. Asta n-am știut. Da, există. Și cam asta știu eu despre... Crenguța de vâsc, știți că e bine? Da, crenguța de vârf, dar încă de la Crăciun, pentru a purta noroc în casă. Deci cam astea sunt. Nu știu despre existența lor, dar nu le respect de regulă. Una dintre superstiții pe care o practică soția mea este să spargă o sticlă în noaptea de anul nou, nu? Și într-adevăr să o spargă, nu doar să o arunce. Și știți? Da. Semnificația? Cred că este chestiunea asta, bănuiesc așa, pe o interpretare, să zicem, ca să scape de toate necazurile, de toate problemele, nu? Pe cât este posibil. Să avem bani, da, în buzunar, să fim mai buni, în primul rând, da, ca să ne meargă mai bine. Cam atâta, nu știu altceva să vă spun. În această seară, pe masă trebuie neapărat să se găsească pește, pentru a vă strecura printre probleme ca peștele în apă. În noaptea de Revelion, la ora 12 sau imediat după, țineți aproape ce doriți mai mult pentru anul viitor. Bani pentru bunăstare, persoana iubită pentru noroc în dragoste, paharul cu șampanie pentru veselie. Noaptea dintre ani trebuie petrecută cu zgomot pentru alungarea spiritelor rele. În prima zi din 2014 nu se spală, nu se taie cu foarfeca, iar gunoiul nu se scoate din casă. Prima persoană care intră în casă în noul an trebuie să fie un bărbat, așadar aveți grijă să purtați roșu în noaptea de Revelion, să aveți bani în buzunar și să nu vă lipsească vâscul din casă pentru a intra în noul an așa cum se cuvine.